Dan Bitman este un muzician, cântăreț și compozitor român. Este cunoscut ca solistul grupului de rock românesc Holograf. Bitman a activat în scena muzicală românească din anii 1980 și a lansat numeroase albume cu Holograf, precum și câteva albume solo. Este larg recunoscut ca unul dintre cei mai de succes și influenți muzicieni din România, fiind cunoscut pentru vocea sa distinctivă și prezența sa dinamică pe scenă. Din păcate, solistul trupei holograf se confruntă cu noi probleme de sănătate după ce a suferit în urmă cu câțiva ani o operație pe carotidă. Astfel, Dan Bitman este nevoit să ia o pauză vocală. Dan Bitman a suferit în urmă cu câțiva ani o operație pe carotidă, efectuată într-o clinică din Viena. Mai apoi, cântărețul a avut probleme cu vocea iar la un moment dat le-a spus colegilor de trupă să găsească alt solist. Din fericire, un medic i-a recomandat o pastilă care a fost foarte eficientă și Dan Bittman a revenit pe scenă alături de colegii săi de trupă. În momentul de față, Dan Bittman și trupa holograf se pregătesc pentru un spectacol care va avea loc la sala Palatului. În ziua de 14 februarie.